În primul rând, am aflat cu toții că pe data de 27 septembrie vom avea cu siguranță alegerile locale, toate partidele au fost de acord și practic mai avem 3 luni de zile în care trebuie să ne pregătim pentru campania electorală la alegerile locale din 2020. În acest context, noi, Pro-România, venim cu o propunere în favoarea brăilenilor și în favoarea dezvoltării durabile a orașului Brăila. Și oferta noastră se adresează forțelor de dreapta din Brăila, în care le propunem o colaborare, o alianță la alegerile electorale, prin care împreună Pro-România și partidele de dreapta să susținem un singur candidat, candidatul Pro-România. Venim cu această ofertă electorală și vă și spunem de ce venim cu această ofertă electorală, pentru că în urma analizelor, a sondajelor, a calculelor făcute noi în ultimii 4 ani de zile, niciun candidat de dreapta nu va putea să câștige primăria Brăila în favoarea actualului primar Marian Dragomir. Repet, niciun candidat de dreapta nu va putea să facă acest pas. Și matematic, și rațional, și pentru dezvoltarea orașului Brăila, singura soluție pe care o are în acest moment partidele de dreapta în alianță este în alianță cu Pro-România. Sunteți dispuși la discuții cu aceste partide de dreapta, PNL, USR Plus, pentru a forma o alianță în care primarul să fie propunerea partidului Pro-România, propunerea pentru viceprimar să fie din partea unuia dintre viceprimari să fie din partea PNL. Și aici, dacă dorește domnul Alexandru Dănăilă, președintele partidului, sau eu știu, am putea lucra și colabora foarte bine și cu alți membri ai Partidului Liberal. Aș putea menționa aici câteva nume cu care cred că ne-am înțelege foarte bine și oameni care au dovedit că știu să facă administrație. Este vorba de consilierul județean Dănuț Lungu, de consilierul județean Ovidiu Nechita și de ce nu și cu domnul consilier Vasilică Varga. Adică unul dintre aceștia ar putea fi oricând în parteneriatul nostru în a construi o echipă pentru alegerile locale din 2020. De asemenea, putem discuta și în oferta noastră și pentru celălalt post de viceprimar, care poate ar putea ajunge la alianța USR Plus. Și știu că și acolo sunt câteva persoane implicate, câteva persoane care își doresc să construiască, să repornim Brăila de la zero și să avem o construcție durabilă în viitorii ani. Și de acolo am putea avea, nu știu, aș propune eu ca nume aici hotărârea lor, poate pe Gabi Stoica de la Plus sau pe doctorul Mihai Zboranu, adică oameni care își doresc să facă anumite schimbări. În cadrul propunerii noastre, încă de la început, și vreau să menționez această chestie, le sugerez și vom avea discuții cu forțele de dreapta, vom propune și postul de city manager. Acesta nu a existat în ultimii 4 ani în Brăila și cred, din punctul meu de vedere, a fost o mare eroare, pentru că legislația permite acest lucru, iar cel mai simplu exemplu este exemplul de la Galați, unde city managerul de la Galați chiar a făcut lucruri deosebite, a putut avea relația foarte bună cu administrația centrală, fiind fost secretar de stat, și spre deosebire de Brăila, acolo s-au întâmplat lucruri mult mai mare, atât pe atracția de fonduri europene, cât și pe atracția de fonduri guvernamentale. Deci, încă de la început, propunerea este să avem un city manager, o persoană care să vină din mediul privat, o persoană care să vină din mediul de banking sau o persoană care a activat în multinaționale pe o funcție de conducere, o persoană care să nu fie membru al niciunuia dintre cele trei partide și care să se ocupe strict de partea de management și de marketing pentru orașul Brăila. Astfel că noi, cei care suntem implicați în partea politică, să luăm deciziile politice pentru Brăila, pentru brăileni și să începem partea politică a reconstrucției acestui oraș, iar city managerul să vină cu echipa lui și să pună la punct tot ce înseamnă pe partea de management și pe partea de marketing.
Este o propunere pe care noi am analizat-o în aceste zile. Am văzut că pe calculele matematice și statistice, pe ultimii 4 ani de zile, la alegerile locale din 2016, europarlamentare și prezidențiale din 2019, în Brăila s-au prezentat la vot între 68.000 de persoane și 80.000 de persoane. Estimăm că la aceste alegeri locale undeva media va fi de 70.000 de persoane, din care știm că PSD are un electorat dur de 23.000 de persoane, PNL are un electorat dur de 13.000 de persoane, iar celelalte partide au un electorat volatil, votează liderii de la București.